Astăzi sunt pentru prima oară de skatepark și pentru prima oară să mă dau cu placa. No. Skateboardul se pare că nu e idee bună pentru mine. Mergem mai departe. Așa că dacă nu te pricepi, vii acasă și te joci cu Tecno. Cred că este mult mai ușor să folosești un skateboard lucuț decât unul real și mare, pentru că degetele mereu funcționează mai bine decât picioarele. Am încercat să ne dăm pe rampă în picioare. Aici o să ne dăm pe rampă cu degetele. Cu care să încep primul? Ala bala portocala. Asta. Aici avem instrucțiunile ca să montăm această rampă. Hai să vedem, mă pricep, sunt meșter sau nu sunt meșter. Dacă mă cheamă lemnar, eu zic că sunt meșter și că reușim. Acum că Big Virtual este gata, vreau să vă învăț 3 tricuri pe care puteți să le faceți, niște tricuri foarte ușoare și o să vedeți cum o să vă iasă și vouă. Primul trick este foarte simplu, pur și simplu ne dăm drumul de pe rampă, ținem foarte puternic apăsat cu acest deget aici ca să stea placa fixă, lăsăm din greutatea degetului ăsta și apăsăm pe ăsta. Și ne-am dus. Ați văzut cât de simplu? Hai încă o dată. 3, 2, 1 și... Al doilea trick, cred că o să vă placă cel mai mult, pentru că face și un grind. Ce este un grind? Ei bine, este momentul când skateboardul alunecă pe bara aceasta. Ne luăm avânt, venim cu skateboardul, ne urcăm, în momentul în care noi schimbăm centrul de greutate și facem gridul. Hai să jucăm acum și cu viteză. Și pentru al treilea trick, va trebui să scoatem această bară, pentru că nu o mai folosim. Scoatem și acest stopper. Și pur și simplu o să sărim de o parte pe alta. Aici trebuie doar să țineți degetele cât mai apăsate și efectiv să aveți dexteritate, să fiți foarte rapizi, pentru că pista o să balanceze singură. Următoarea rampă este Power Flipping, pe care o să desfacem și o să construim. Am terminat și pista Power Flipping, așa că trebuie să vă învăț 3 scheme și aici. Sunt foarte basic, foarte ușoare, o să le reușesc și pe acestea. Cred că aici ar trebui să te electrocutezi ceva. La primul o să sfidăm puțin gravitația, pentru că venim cu skateboardul așa, îl ținem pur și simplu în aer și înapoi pe pistă. Atenție, când ne întoarcem înapoi pe pistă trebuie să fim foarte rapizi, că altfel ne cade din mână. Așa că cu puțină dexteritate. Am zis că dacă vrei să cobori cu skate-ul de aici de sus, dacă ai merge normal, pur și simplu se blochează aici, nu ai unde să pleci. Așa că tu va trebui să faci un mic flip, astfel încât să sari. Cum îl faci? Foarte simplu. Apeși cu degetul mijlociu pe spatele skateboard-ului, astfel încât roțile se ridice puțin, după care, odată cu gravitația, se duc și degetele tale. Și bineînțeles că putem să ne urcăm pe rampa asta, să venim aici și să cădem. Dacă să putem să facem tricul ăsta mai ușor, pur și simplu o să scoatem aceste două bucăți care se scot foarte ușor. Și acum avem tot spațiul din lume pentru a face acest trick. Așa că e timpul să trecem la ultimul, la Pyramid Point.
Acum că și Pyramid Point este gata, trebuie să vă arăt 3 scheme foarte ușoare pe care să le faceți și voi când vă luați această pistă, această piramidă. So, primul o să fie un grind pentru că avem bara asta dublă și o să facem un grind foarte frumos. Venim de aici, puțină viteză, o să sărim și aici facem frumos grind. Foarte atenți când ne luăm avânt aici, să apăsăm pe spate ca skateboardul să se ridice, ca să putem să zburăm până pe bara de grind. Și aici doar ne ținem echilibru pe mijloc. Este mult mai ușor aici pentru că este bara dublă și este mai ușor efectiv să ții echilibru pentru că ai mai multă stabilitate. So, hai să încercăm tricul ăsta. Destul de simplu, nu? O altă schemă pe care poți să faci la această piramidă este o întoarcere de 90 de grade. Pur și simplu vii până sus în fundul piramidei, te-ai urcat pe ea, te-ai întors și ai coborât. Ca să reușești această întoarcere, pur și simplu când e sus, ții degetul mijloc și cu degetul mijlociu împingi skateboardul într-o parte. Și ultimul trick, care este puțin mai complicat, a spune eu, pentru că trebuie să ai o dexteritate puțin mai mare, dar îți iese. Dacă încerci de multe ori, o să-ți iasă 100%. De data asta, să ținem degetele puțin altfel, și anume, ținem arătătorul în fața skateboardului, exact pe partea plăcii care se lasă în față, venim cu viteză și aici avem grijă să ne luăm avânt cât să cădem așa. Aici facem slide frumos. Hai să vedem dacă ne iese. Ținem degetul în față, ne luăm avânt și asta e schema. Așa că de ce să facem pentru skatepark, să ne chinim, să ne dăm cu o placă adevărată când putem să folosim unele de la Tech Deck și să ne facem propriul nostru skatepark acasă. Skateboardurile la Tech Deck sunt exact ca cele reale, pentru că au roțile, au axele, exact ca niște skateboarduri normale și deasupra au un șmirgă foarte fin ca să avem aderență. Skateboardurile pot fi normale, wide sau extra wide în funcție de grosimea degetelor tale sau pe care îl preferi tu. Așa că hai să începem să ne facem propriul skatepark aici acasă și să învățăm noi niște scheme, pentru că în viața reală cu skate-ul mare n-am reușit. Uitați cât de mare este un skatepark întreg la tine acasă. Și ce am observat, pentru că mie nu mi-a ieșit din prima să-l fac exact cum era în imagine, că poți să le modelezi cum vrei tu, este totul modular, poți să le aranjezi absolut cum îți stai ție imaginația. Cu această ocazie sper să vă găsiți și voi o nouă pasiune și anume să vă dați cu skateboardul, dar cu degetele. Mergeți în link-ul din descriere ca să vedeți și voi aceste rampe și ce puteți să faceți cu ele. Eu am fost Enaru și până data viitoare învățați cât mai multe scheme.